Bună! Eu sunt Violet și te invit să meșteșugărim împreună. Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Este un canal despre hobby-uri și timp liber, iar eu sunt Violet. Dacă nu ați mai fost pe aici, nu uitați să apăsați butonul de abonează sau subscribe, de desubt, butonul roșu, și să-mi dați un like dacă vă place ceea ce fac eu pe acest canal. Like-urile voastre contează foarte mult pentru mine. Dragii mei, este luna aprilie. Este o lună frumoasă, călduroasă și care te trage așa și te ademenește să facem chestii de vară, să purtăm lucruri mai colorate, să scoatem croșetele de la naftalină și să ne facem ceva croșetat pentru vară. Chiar dacă există anumite păreri că vara nu se poartă mai puțin lucrurile tricotate sau croșetate, să știți că aici nu vă dau dreptate, sau mă rog, nu dau dreptate acelor păreri la nivel general, pentru că cu toții știm că sau că sunt foarte la modă broderiile și chestiile croșetate. De aceea vara este foarte mișto să ai în garderoba ta o bluziță croșetată sau un cardigan din bumbac care să te acopere foarte frumos și foarte moale în seriile de vară. Ok. Filmulețul de astăzi este despre ceea ce tricotez eu și croșetez în luna aprilie, da? Am să vă arăt la ce lucrez eu, cu gândul deja spre vacanță, mare, plajă, așa. Știți deja că noi avem proiectul cu Little Black Dress, pe care o să-l continuăm și în această lună și sperăm că o să și terminăm. Vedem, poate o terminăm, poate nu. Vedem până la 1 mai cum stau lucrurile. Dar haideți să vă arăt mai aproape și să vă mai povestesc despre una despre alta, despre la ce lucrez eu în luna aceasta. Să începem! Și acum să vă arăt mai de aproape la ce lucrez eu în luna aprilie. Știți că avem acele vloguri săptămânale în care tricotăm împreună o rochiță neagră și uite aici am ocazia să vă arăt așa cum, da, am păr de pisică pe ea, e neagră, uitați cât de lungă este. Deci atât am tricotat eu, este o rochiță până la genunchi, un pic depășește genunchii. Și am terminat cu voi împreună deja partea de sus, din față, da? Răscroia la gâtului. Reamintesc că această rochiță o tricotăm împreună din Yarnart Rapido. Am tricotat-o circular până la sub braț, iar acum facem partea de sus și ne mai rămân mânicile. Mandrilele mele sunt acum pe spate și trebuie să mă apuc neapărat să lucrez și spatele zilele astea și cred că o să și terminăm săptămâna asta partea de sus și ne mai rămân mânecuțele, vedem, da? Oricum, urmăriți-mă, în fiecare vineri apar vloguri cu această rochiță în care eu vă povestesc și tricotăm împreună, vă arăt ce facem, cum facem, ce urmează să facem și așa mai departe. Un alt proces care a apărut la mine deja în vloguri și pe care vreau să vi-l arăt este vorba de o rochiță Missoni, rochiță pe care eu o tricotez din Alize Diva Silky Effect. Așa este, cu o strângă așa cât de cât să o vedeți. Este puțin cam, camera arată culorile mai deschise decât sunt ele în realitate. Așa arată culorile de fapt, am făcut eu un reglaj și mi se pare că este mai real acum. Am început să o tricotez circular de jos. Am aici în jur de 600 de ochiuri în partea de jos, iar pe parcurs ce am urcat am tot scăzut ochiuri.
Dacă vă interesează, eu am să vă arăt cum se tricotează acest model Missoni. Este, avem în cămara mea mai multe gheme de diferite culori de Alize Diva Silky Effect și m-am tot gândit ce să fac cu ele. Și mi-am dat seama că am să fac ceea ce îmi programasem de fapt, adică o rochiță Missoni, doar că rochița clasică, schema ei clasică este o rochiță dreaptă, lungă, până la călcâie, da? Dar nu știu cât de practică este o astfel de rochie, nu știu cât de mult am suport eu și atunci am decis să fac o rochiță cloș, da? Deci am făcut o fustă foarte amplă, nici nu mi-ncape în cameră, iar ulterior am tot făcut scăderi până am ajuns în talie la dimensiunea la care am eu nevoie. Acum, eu deja aici am închis răscroiala gâtului și vreau să-i fac bretele. Am rămas doar cu bretelele pe andrele. Mai am și la asta foarte puțin, dar mi-au rămas iarăși fire și mă gândesc eu că ori am să fac cu croșeta, cred că cel mai probabil cu croșeta în jurul bretelelor mele, niște floricele, văd eu niște evantaie. Am să probez și am să mă decid atunci, da? Pentru că vreau să-mi consum chiar toate firele. Eu mai am, cu toate că aici am dubii, mă gândesc ori mi le cântăresc exact câte mi-a mai rămas și mă decid atunci, poate totuși fac și o bluziță, nu știu. Vedem în funcție de cât îmi rămâne, dar îmi place foarte mult cum iese. Firul ăsta este foarte... Ea acum este, vă dați seama, în stare ei necălcată, nespălată, dar în momentul în care se întinde firul și după ce se spală el va arăta așa, eu acum îl întind, da? Va arăta așa și cred că se va vedea foarte bine pe rochiță. Aici am un dubiu, nu știu dacă aceste colțuri se vor îndrepta și atunci eu mi-am păstrat puțin albastru și cred că am să fac cu croșeta, am să mai fac, am făcut prea puține rânduri aici, am făcut niște rânduri simple, unul pe față, unul pe dos, știți? Și cred că am făcut prea puține. Și atunci, ca să aibă ținută chestia asta, cred că am să fac câteva rânduri simple cu croșeta ca să-i ofer aici grosime și greutate, să tragă rochița în jos și să se așeze ea mai... adică colțurile astea să rămână așa. Nu știu, am să văd, am să le calc puțin. Atenție, firul ăsta, Alize Diva Silky Effect, puteți să-l călcați, dar în niciun caz cu aburi. Da? În niciun caz cu aburi. Dacă ați călcat cu firul de călcat setat pe aburi, ați stricat firul. Deci el merge călcat, cu toate că pe etichetă scrie că nu puteți să-l călcați, dar eu vă spun, puteți să-l călcați la o temperatură la foarte joasă, da? Deci cu 1 pe fier de călcat, da? Cu o bulință și cu grijă, da? Încercați doar pe o porțiune undeva jos, unde să nu se vadă sau așa și vedeți cum se așează, iar ulterior, dacă prindeți curaj, dați cu fierul și până mai sus. Dar eu am călcat acest fir, eu am experiența, l-am călcat și iese ok, doar să nu fie temperatură mare și să nu fie aburi. În momentul în care dați cu aburi pe acest fir, el se subțiază foarte, foarte tare și devine practic, nu știu, ca un plastic, ca o foiță de plastic, ceva de genul ăsta, da? Deci asta ar fi. Mai am să vă arăt alte chestii. Cine mă urmărește pe Facebook știe că în acest moment lucrez la o bluziță croșetată roșie pe care o tricotez din alize bambu. Bambu fine, cred. Parcă așa îi zice, nu mai știu, nu mai am etichetele. Ideea cu această bluziță a fost că eu am început să lucrez la ea anul trecut. Cum am lucrat-o? Am făcut un lănțișor, da, cam cât am vrut eu să fie de largă, de la care am plecat de jur împrejur și am făcut un model simplu așa cum mi-a venit. N-am luat schema asta de nicăieri, nu știu, ea, dacă știți să croșetați, vă dați seama cam ce e aici. Am imitat eu o garofiță, ce-o fi asta, da?
Iar între ele, aici, între aceste garofițe, am mai făcut un evantai, în fine, invenții pe loc, da? Cum am avut chef, așa am croșetat. Iar după ce am terminat acest volan, am ridicat ochiuri de aici, de desubt, din această margine, da, vedeți? Stați un pic să așez ăsta ca să fie mai clar. Am ridicat ochiuri și de-o parte, și din față, și din spate. Am croșetat până la subbraț, iar ulterior le-am unit și am început să croșetez trunchiul în jos. Ce s-a întâmplat? Vara trecută eu m-am apucat de ea și în momentul în care am ajuns să fac partea asta de aici, de jos, am făcut prea multe înmulțiri aici, da, pentru piept. Și mi-a ieșit bluza la subbraț extrem de largă și nu-mi plăcea că se vedea lenjeria la subbraț. Da? Când ridicai mâna, știți la ce mă refer, se vedea lenjeria. Și atunci am desfăcut până aici, am lăsat firul. Încă o chestie, nu vă apucați să croșetați sau să tricotați imediat după ce ați desfăcut firul, pentru că el este, știți, se deteriorează puțin, da? Și pierde forma lui. Și atunci am lăsat-o așa în pachet cu firul pe gem, da? Și am... iar el, fiind strâns foarte bine, da? Eu l-am răsucit foarte bine pe gem, stând așa în... împachetat în felul ăsta, s-a îndreptat. Și anul ăsta m-am reapucat de ea și am zis să o refac. Am făcut mai puține mulțiri aici, astfel încât să mi-ajungă de... adică să nu mai iasă așa largă, știți, pe corp. Eu mai... oh, scuze, mi-a căzut croșeta. Mai lucrez și în continuare. Aici am decis în partea de jos să mai îndesesc puțin modelul. De ce? Pentru că știți că aici vine linia taliei cu umbilicul și nu vreau să se vadă nimic, pentru că așa este frumos la o fată să nu să se vadă toate scele prin bluze, da? Și aici, vedeți, am făcut un model în niște pătrățele. În schimb, aici am niște crenguțe din astea cu câte un ochi între ele, astfel încât iese aici, n-am mai făcut niciun ochi practic între ele și am făcut 3 crenguțe în loc de 2 ca să iasă mai să întorc așa, ca să vedeți că eu îl tricotez de jos, de sus în jos, și poate așa vă este mai clar, da, cum arată aceste crenguțe. Sunt crenguțe simple, am făcut la, sunt aceleași crenguțe pe care le-am folosit la marginea păturicii roz de bebe, iar aici pur și simplu în loc de 2 crenguțe am făcut 3 și între ele n-am mai lăsat niciun ochi liber, da? Am ajuns deja la margine. Fac aici niște scoici, nu știu dacă se vede. Vedem. Încă nu este 100% decisă soarta acestei bluze. Eu mai testez, mai văd ce și cum. Și mai am să vă arăt încă ceva. Având roșu și la rochița misone și la bluză, m-am săturat de roșu și m-am apucat eu să fac o bluză din mătase, mă rog, îi zice mătase, dar e viscoza. Uite, o să vă arăt eu imediat cum arată, o să vă arăt eu cum arată, da? Stăm aici în pungă. La ce mă refer eu? Am niște sculuri cumpărate așa. Scrie în limba rusă, dar e ceva din Bulgaria, 100% viscoză, da? O mare provocare să o faci gem, pentru că este atât de alunecoasă și se încălcește atât de ușor. Dar într-o seară, neavând ce, nu știu, mă plictisisem de proiectele pe care le am, și mi-am adus aminte că am aceste sculuri și zic, hai să încerc să îl fac unul gem. Și vedeți, îl fac gem și îl prind tot timpul cu elastic, pentru că se risipește, se face... Na. Iar bluzița asta, uite, ca să vă arăt cum am început eu să o fac, pentru cele care croșetează să știe, am luat pe... unde am aici? Unde e capătul? Așa. Am luat pe antrele 20 de ochiuri. Și am făcut aceste mici evantaie, da?
Am mers până la un moment dat, undeva până aici, unde am început să fac niște înmulțiri, da? Pentru sub braț și pentru V-urile din față. În momentul în care am ajuns aici la sub braț, eu m-am oprit și mi-am închis practic croșetatul, am făcut bucata asta și am lăsat-o așa, da? Am mai făcut încă una identică și pe partea asta, iar ulterior am întors pe dos, sau cum zic, am început să lucrez spatele, da? Am ridicat ochiuri, stai să vă dau mai aproape ca să vedeți. Deci am ridicat ochiuri plecând de la acele fâșii aici, da? Am început să fac evantaie în direcția opusă, da? Am făcut aici evantaie, iar aici am făcut un lănțișor simplu și am continuat cu evantaiele pe celălalt umăr, da? Și am început să croșetez dus întors spatele, da? În momentul în care am ajuns la sub braț, da, am unit, da, și fețele și spatele și am continuat să croșetez cu rânduri dus întors, dar și pe spate și pe față, ca să-mi fac V-ul ăsta mai adânc în față, știți? Am venit până aici, am făcut în același timp și niște înmulțiri aici și am tot venit dus întors, dus întors, până am ajuns la adâncimea dorită de mine. În momentul ăsta am început să croșetez circular. Ce planuri am pentru bluza asta? Planurile sunt grandioase, să vedem ce o să iasă. Deocamdată nu o să vă spun nimic pentru că nu știu nici eu ce o să iasă din ea. Dar uite așa, într-o seară, neavând ce face, m-am apucat să fac o bluză de vară. Vreau să, în principal, ideea mea este că începând de aici, de sub bust, să-i fac în spate un volan, o coadă, așa. Vreau să-i fac și mâineci lungi, nu știu, vedem. Dar în același timp, avut în vedere că am consumat un scul din ăsta, un scul, cum îi zice, făcând partea de sus, nu știu cât de mult o să-mi ajungă celelalte două sculuri ca să termin și mâine și partea de jos, vedem. Deci, o să ne arate timpul ce și cum. Și vreau eu să vă mai arăt ceva, mi-am cumpărat niște fire noi în colecția mea și am vrut să le testez. Și ca să le testez, am început, eu am zis că îmi fac o bluză. Uitați, am început aici ceva. Ia să vă dau mai aproape să vă arăt cam cum este modelul. Modelul am luat de pe Pinterest. Este o combinație între frunzele pe care le aveți voi pe galben la mine pe canal și niște torsade aici. Firul este yarn art coton fine, deci este 100% bumbac, dar este un bumbac foarte, foarte subțire. Ideea este că eu am început să fac asta și mi-am dat seama că totuși mi se pare că este prea largă. Eu am vrut să, ideea a fost să iasă o bluză oversize, dar nici chiar așa și am lăsat-o. Deci entuziasmul meu a ajuns fix pentru 10 cm. Iar după aceea s-a risipit. Și vă spun de ce. Firul ăsta, eticheta o aveți la mine pe Facebook. V-am arătat eu firele cumpărate recent. Nu am acum la mine un ghem nou să vă arăt eticheta, dar este cotton fine de la Yarn Art. Firul ăsta este foarte ușor. Este extrem de ușor. Și eu mă gândesc că în momentul în care bluza asta o să fie gata, ea cumva o să dea senzația de acril. Știți, acel acril care îl îmbraci și este atât de ușor că nici nu îl simți pe tine. Nu știu, o chestie foarte ciudată și alambicată. Și mă gândesc că firul ăsta cred că este mult mai potrivit pentru croșetă decât pentru andrele. Și tot stau și mă la porțiunea asta, îmi pare foarte rău că am tricotat deja 10 cm, dar oricum este mult prea lată. Nu știu, mi iese o mărime mult prea mare aici. Dar în același timp nici nu îl desfac. Îl las așa ca și mostră, deocamdată, până o să-mi vină inspirație ce să fac cu acest fir. Dacă voi ați lucrat
cu un astfel de fir și știți cam cum se comportă el sau poate aveți bluziți, modele făcute deja din el, chiar o să vă rog să-mi trimiteți pe Facebook o poză cu obiectul sau să-mi scrieți aici de sub niște idei pentru ața asta, că sunt un pic derutată, nu știu ce să fac, deci eu am două variante. Ori fac un cardigan de vară, scurt, așa, scurtuț, eventual cu părțile din față puțin mai lungi, știți, de acel cardigan clasic cu aripi sau nu știu cum zice. Ar fi o variantă cu andrelele și să nu mai aplic niciun model, să-l tricotez pur și simplu pe față, cu ochiul pe față. Asta ar fi o variantă, sau ar mai fi o variantă să-l croșetez și să fac o bluză croșetată. Dar, în același timp, eu, în general, port mai mult lucruri tricotate decât croșetate și deja am un lucru bluză în roșie. O am și pasta croșetată. Nu știu dacă mai am în plan un amblă mare să o croșetez. Și nu știu dacă mai e nevoie în garderoba mea și de o bluză croșetată din acest coton fain. Sunt aici în dubii, l-am lăsat deoparte deocamdată. Când o să-mi vină acel moment, acea sclipire, știți, în care să vină ideea pentru acest fir, atunci am să mă și decid ce să fac cu el. Dar deocamdată cam asta am făcut eu în aprilie, 10 cm. Și așa o să și rămână, cred, acești centimetri. Ok, dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că vă abonați la mine la canal și pentru like-urile voastre, vă mulțumesc. Eu vă doresc o zi nemaipomenită, să aveți succes în tot ceea ce faceți și mult spor. Vă pup, ne vedem în următorul videoclip. Pa!